Doliu în familia Țibuleac. Ziaristul Ion Țibuleac s-a stins din viața la vârsta de 79 de ani, în urma unui atac de cord. El va fi înmormântat luni, 20 ianuarie, la cimitirul Sfântul Lazar din capitală. Reputatul ziarist Ion Țibuleac, tatăl scriitoarei Tatiana Țibuleac, stabilită în Franța, a încetat din viață joi, 16 ianuarie, la Spitalul Sfânta Treime din capitală. Ion Țibuleac s-a născut în 14 iunie 1940 în satul Larga, raionul Briceni. A studiat la Universitatea din Cernăuți, iar ulterior și-a continuat studiile la Chișinău, la Universitatea de Stat, Facultatea de Filologie, secția ziaristică. El a activat la publicațiile Cultura, Învățământul Public, Femeia Moldovei, Pomicultura și Viticultura Moldovei și altele. Ion Țibuleac a tradus din creația unor scriitori din limbile rusă și ucraineană.